Bine, revin și vă spun că toate jocurile acestea pe care dumneavoastră le vedeți nu înseamnă numai spectacol, ci au niște funcții, niște roluri. Atunci când se prind oamenii în cerc unul de altul, se creează funcția sau rolul de comuniune. Oamenii aceștia, jucăușii, dansatorii, jucătorii, devin una între ei. Și așa jocul devine element de identitate. Vedeți dumneavoastră când ei bat cu pământul, piciorul, nu-l bat numai așa ca să iasă praf, ci ca pământul să dea roade. Exista o credință conform căreia, acolo unde se joacă, în țarină, acolo pământul va fi roditor și va fi ferit de dăunători. Și sunt multe, multe alte funcții, unele solare, unele apotropaice, dar nu vreau să vă țin aici acum cu vorba, pentru că vă vor ține într-o bucurie cei de la ansamblul Pămurăși și Pătârnav, numai Pămurăși, da. Cei de la ansamblul Doina Mureșului, care vin acum în fața dumneavoastră, însoțiți de către solista dumnealor, de către doamna Maria Popovici. Vă rog să-i primiți cu aplauze, căldură, să vă bucurați de dansul, de cântecul și de frumusețea costumelor. Doamna Maria Popovici și ansamblul Doina Mureșului. Dânsa s-a îmbrăcat capul la dumnealor, să știți, până la Mureș, numai că-i de-a citi la Arad. Și vă cântă cu bucurie, mai mult decât orice. Fie la Mureș. Da, Doamne ajută! Mulțumim la dumneavoastră, buzuiobule, ei n-am și dă-i n-am cu lună, buzuiobule, că primiți cântarea noastră, buzuiobule, ei n-am și dă-i n-am lună, buzuiocule. Thank you.
Mâna Mureșului! La cumva sunt la Festivalul Românilor de Pretutindeni! În aplauzele dumneavoastră, un public care toată ziua v-ați răcorit cu toată bucuria adusă de acești dansatori minunați,